despre, în părerea noastră a celor semnatari a raportului, că această etapă de favoritul publicului nu a fost cea mai ingenioasă, părerea noastră. Din, da, poate nu atât de obiectivă cât ingenioasă. Deci dacă luăm statistica, majoritatea cetățenilor sau consumatorilor de muzică adiceau sau telefon fix sau telefon mobil. Asta ar fi o metodă de a verifica popularitatea sau favoritul. Dar cont pe odnoclasnici, pe Facebook, pe Google+, deci nu au toți. Deci nu au toți. Eu personal nu am. Adică din anumite considerente că nu vreau sau nu vreau să pierd timpul, dar sunt consumator de muzică și vreau să-mi dau votul. Și nu o pot face. De aceea nu mi s-a părut atât. Este, să zic așa, în pas cu în trend, deci, în pas cu moda, cu tendințele tineretului, dar nu este atât de obiectiv. Favoritul publicului în felul ăsta nu poate fi considerat unul foarte relevant, pentru că Mariana Mihaila a recunoscut cea care a câștigat favoritul publicului, că a cerșit voturi într-o veselie. Până în ultimul moment a mai invocat ea ajutorul bunicii, deci a dat ceea ce e cu haz.